predicam s-a născut din foamea pe care o am pentru cuvânt de a citi și l-am ajuns la acest pasaj. Domnul ne-a dat o lumină ca să-l predic în bisericile lui. Amin. Și aș vrea să fiu foarte explicit. De aceea caut să păstrez turația normală. Întărește-ne. Că dacă intru turația care eu predic de obicei, nici eu nu mă înțeleg poate în unele momente. Dar sper că voi putea să am o durație mai normală. De ce? E un cuvânt cu greutate. Și vreau să analizeze fiecare din voi. La primul verset în citire, 1 Samuel 2:12. Fiul Eli erau niște oameni răi. Prima dată vreau să fac o mențiune. Cine era el? Eli era marele preot în poporul evreu. Eli a fost preot uns 40 de ani a domnit ca preot peste între Israel. Copiii lui să afirme Dumnezeu despre ei că sunt răi și că nu cunosc pe Dumnezeu, mă tot gândesc. Și aceasta mă pune în gardă. Vreau ca fiecare din noi să ne punem în gardă. Amin. În casele noastre, frații bărbați, sunt mari preoți. Domnul i-a făcut preoți în casă. Rolul nostru în casă este de a aduce copiii, inima copiilor, la inima ta, ca tată, și apoi la inima lui Dumnezeu. Noi avem un rol foarte important, părinții, dați, de a pune legile lui Dumnezeu în mintea copiilor noștri, de le scrie pe tăblița inimilor și de a ne preocupa ca copiii noștri să le păzească, să le împlinească și să umple în credincioșia lui Dumnezeu. Dacă copiii tăi nu-L cunosc pe Domnul, dacă copiii tăi fac faptele lumii, este o dovadă că tu nu ești preot în casă. Că eu nu sunt preot în casă. Rolul tatălui este de preot. Și când Dumnezeu spune că copiii lui El erau niște oameni răi, ce spune oamenii din anturajul nostru despre pruncii noștri? Pentru că oamenii preocupă foarte mult poziția vecinilor, poziția celor ce sunt colegi la locurile de muncă, poziția celor ce sunt în adunare unii cu alții, cu noi aici, ce părere au frații despre mine ca să mea familia mea, ce părere am eu despre voi? Și mă tot gândesc, nu știu eu ca tată că pruncii mei sunt răi sau buni, nu-i văd eu, vreau să spun un lucru adevărat. Dumnezeu spune despre Aron, care a fost mare preot în vremea lui Moise. Moise face afirmația asta când coboară de muntele Sinai cu cele două table în mână, în urma marele păcat pe care marele preot Aron l-a făcut confecționând vițelul. Vițelul. În timp ce Moise era sus pe munte, în prezența lui Dumnezeu să primească cele 10 porunci, poporul i-a spus lui Aron, Aron, nu știm ce s-a făcut cu acest Moise care ne-a scos din Egipt. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Vedeți cum vilor? Că șederea lor în Israel, în Egipt, 430 de ani și-a pus amprenta. Ce amprentă? Egiptenii consideră vacile Dumnezeu. Broaștele Dumnezeu. Și acum ei cultivă ceea ce au câștigat acolo experiență în 430 de ani. Și când Moise pe munte, Aron le spune, voi care aveți aur, dați-mi aurul să fac un Dumnezeu. Și spune Biblia că toți au aruncat aurul care era pe ei. Ce înțelegi aici, scumpule, care mă asculți? Tu nu ai voie să poți aur. Aurul e considerat podoabă. Domnul spune, vrei să mă asculți, să te ascult? Aruncă aurul.
din Ofir, în pruntul păraielor. Și atunci Dumnezeu este aurul tău, argintul tău, piatra scumpă. Atunci te vei ruga și te va asculta. Atunci te vei ruga și vei putea primi promisiunile și poruncile Domnului Zârca. Noi să faci totul de Dumnezeu. Și când Aron spune, aruncați-vă aurul, i-au dat aurul și Aron spune, Biblia, că a luat ciocanul și data și l-a făcut. Măi, unii vei spune, mare dezăriaș, bineînțeles, ce-ți place faci. Și când Moise coboară la ei, de ce ați făcut păcatul ăsta așa de mare? De ce l-ați vrea pe Dumnezeu? Din cauza acestui păcat, Dumnezeu vrea să-i șteargă. Și Dumnezeu îi spune clar, Moise, Moise, când eu voi judeca în dreptate pe cei ce-au păcătuit, îi voi nimici. Pentru că eu nu tolerez păcatul. Revin. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Cum sunt copiii tăi? Dacă ei păcătuiesc, dacă ei trăiesc imoral, uitați-vă la copiii lui Eli. La ușa cortului întâlnirii trăiau în păcat cu femeile stricate. Doi, ne socoteau jertfele Domnului. Atunci era ritualul jertfelor pentru ispășirea păcatelor. Omul aducea să fie sacrificat un miel, un țap, o capră. Și ăștia ne socoteau darurile Domnului, luând cu furcoiul din oală ceea ce ei vreau să mănânce, fără a aștepta să fie fiartă carnea sau friptă carnea. Și asta însemna nesocotirea șerfelor. Făceau un păcat îndoit. Revin acum. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, cum sunt pruncii noștri. Responsabilitatea mea este să aduc inima copilului la inima mea și de acolo la inima lui Dumnezeu. Și cum pot face lucrul acesta? Învățându-i cuvântul Domnului. Amin. Învățându-i să se roage. Amin. Învățându-i să fie iubitor de Dumnezeu, iubitor de oameni. Datoria mea ca om, fac un lucru ce făcea Iisus Hristos. Iisus îi învăța cuvântul lui Dumnezeu. Și pe mine mă preocupă să vă învăț cuvântul Dumnezeu. Amin. Și acum revin. Noi părinții suntem datori să punem legile Domnului mintea lor, să scriem de tăbița inimilor, ce înseamnă asta perseverență. Și doi, avem datoria să-i urmărim dacă ei au asimilat, au luat asupra lor cuvântul pe care noi îl dăm și dacă ei îl pun în practică așa cum Dumnezeu vrea. Suntem datori să-i urmărim. Nu-i suficient să spui, trebuiește să urmărești. Pentru că legile Domnului sunt porunci, nu se pot tolera, nu se pot mișca, sunt porunci care trebuie păzite cu sfințenie, împlinite cu sfințenie și umblate în Cărțul Dumnezeu. Și mă uit aici, dacă poruncii tăi sunt răi, primul motiv că sunt răi ești tu. Sunt eu. Pentru că poruncii n-au avut ce să vadă în mine bun. Precis că eu sau altul am nesocotit și eu la rândul meu darurile Domnului. Dacă pruncii mei au îndrăznit să facă lucrul acesta 100%, l-au văzut pentru că acest lucru se cultivă. Vreau să vă spun, de ce mi se spun la prunci copii? Pentru că ne copiază. Copiii vor face întotdeauna ce văd în tata, ce văd în mama. Dacă tu vorbești vulgar, dacă tu bați, dacă dai cu pungi ameninți, la fel face pruncul. Și vreau să mă uit aici. În dimineața aceasta fi foarte atent, pentru că e un cuvânt cu multă încărcătură. Domnul spune, fiul Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Vreau să vă întreb, voi care mă ascultați, cunoașteți pe Domnul? Dovadă că nu-L cunoașteți, nu păziți, nu umblați, și nu căutați să împliniți poruncile Domnului. Pentru că atunci când îl cunoști, știi că frica de Domnul este recunoașterea sfințeniei. Știi că frica de Domnul este recunoașterea dreptății. Știi că frica de Domnul
recunoașterea neprihănirii și că vorbesc aceste adevăruri, dacă știi că Dumnezeu va judeca drept, fără părtinire, faptele tale îți dau dreptul la pomul vieții sau te iad. Pentru că eu, Duhul meu și Duhul Domnului știe exact ce e în mine. Eu nu pot ascunde după mine. Pentru că eu știu ce e în mine. Știu ce fac, știu ce vorbesc, știu ce trăiesc și la rândul meu caut să trăiesc cum trăiește oamenii neferiți. Nu cunoșteau pe Domnul. Și acum, mergem la versetul 2.17. 1 Samuel 2.17. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat. Care? Pentru că ne socoteau darurile Domnului. Și unul din daruri este că Domnul ți-a talent să cânți și nu cânți. Ești orgolios, ești ambițios. Nu cânt. Vrei să mai faci un pumnal mare în inimă și tatălui. Nu recit. Nu mă rog. Nu mă plac cuvincios. Nu vorbesc civilizat. Vreau să vă asigur un adevăr. Când un prunc vorbesc și civilizat demonstrează că e iubit de Dumnezeu. Când un prunc se comportă civilizat, își iubește mama, își iubește tata, îi cinstește, dovedește că nu este Dumnezeu. Când un prunc slujește cu talanții încredințați lui, după puterea lui, pentru că Dumnezeu când dă talanți, nu dă talanți peste putere. El dă talanți după puterea fiecăruia. Și Biblia spune că celui ce i-a dat 10 talanți a câștigat pe ei alt 10. Celui ce i-a dat 5 au câștigat alt 5. Dar celui ce i-a dat 1 l-a murit înșteptat și l-a îngropat. Un talent minim are fiecare din noi. Și vreau să te întreb ce faci cu talentul. Pe cei mai mulți îi găsesc sclerozie spirituală. Cânte altul, recite altul, prece altul, procească altul, meargă altul la bona, meargă altul la necăjuți. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului. Dacă ai ceva, nu ai de la tine. Dacă ai ceva, ai de la Dumnezeu. Glorie, mărire, Domnului. Și Dumnezeu își cere socoteală pentru darurile încredințate pe care ți-o dorit ca să slujești pe ele după puterea pe care o are. Mă uit la 1 Samuel 2.22. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. Frați scumpi, s-ar putea, eu să nu fiu așa de bătrân, nici voi care mă ascultați, ci și noi să aflăm de la alții că pruncii noștri fumează, beau, curvesc și fac toate lucrurile. Cumva mi se pare cumva că nu se poate. Adică tu, mamă și tată, că îl hrănești, îl speri, îl îngrijești, îi asiguri cele trebuincioase, nu îl vezi tu pe el când calcă la drag. Nu există. Vreau să vă spun, vom fi direct responsabili înaintea lui Dumnezeu dacă eu sau voi vom auzi de la alții. Toată piața vorbește, sau toată lumea vorbește pe împreatul pruncilor putare și la părinții nu știu. Cum să face asta? Nu cred că părinții nu știe. De ce spune asta? Pentru că pruncul vine acasă. Pruncul că vine acasă cu tine și tu care ești mare preot, ce face în primul rând? Îl verifici. Îl verifici. Eu vine intră în casă pruncul, primul lucru care îl am din instinctul meu, mă apropiu de el și anii lui. Mă apropiu de el și anii lui. Fără să-ți dați seama ceva. Ci trage în piept aer. Dacă o luat fumul din tramvai, e un fum, e pe haine. Dar dacă o luat el, o inhalat el, e altă. Și imediat îi spun treci în camera cu o trăsă de vorbă. Nu umilesc față ceilalți, ce le-au lăpat în ochi și spun, vrei să arzi ca țigara? Îmi pun în fața păcatului. Și pruncul recunoaște cum o încerca țigara. Și are putere să-și lase, de ce? Că va veni un om care îl înțeleg. Nu un om care stă cu toporul de stă la capul, că dacă e vreau și dau capul, nu? Nu. Dumnezeu a făcut mare vreau de casă. Să nu spui soară și frate care, când îți vedea că ține fica acasă, aproape goală, îmbrăcată,
pleacă de acasă? Sunt responsabil că se întoarce de acasă? Sunt responsabil că se culcă? Sunt responsabil că se scoală? Dumnezeu îmi pune în gârcă mie o sarcină că pruncul meu trebuie să roage când se culcă. Amin. Trebuie să roage când se scoală. Amin. Trebuie să roage când mănâncă. Amin. Vreau să vă spun, dacă nu facem nici astăzi și mâine, e problemă. Problema este, știi unde? A cultivat-o din viața mea sau viața ta înseamnă că nici eu nu mă rog, nici tu te rogi. Pentru că copiii ne copiază. Și vreau să vă spun clar, să văd familie în care se practică rugăciunea la masă, rugăciunea la mâncare, rugăciunea la scolare, că automat a făcut ăsta. Cei care nu practică, dacă mă mai răspunde, mă pui pe jos, că îi face păstorul meu și ceva să văd că pui pe jos, că ai stat acasă. Să văd la tine spre el, că el nu-i familia de acolo ca răsă. Știi cum era la noi în casă? Când intram în casă, ne puneam pe genunți. Când plecam, ne puneam pe genunți. Fără să ne spună cineva. De ce? Părinții noștri au avut grijă că începând cu 2 ani să fim în adunare, să ne familiarizăm cu rugăciunea, să ne familiarizăm cu importanța rugăciunii. Dacă îi trebuie la un și ce se află rugăciunea? Nu știe. Nu știe. El crede că tu vrei să-l terorizezi. Vrea să-l chinuiești. Vreau să spun, rugăciunea este cheia prin care avem acces liber la Dumnezeu. Prin rugăciune îl determinăm pe Dumnezeu să deschidă săgațul de cerurilor. Și Dumnezeu ce face? Doarme. Deșut de înțelepciune, pricepere, cunoștință. Amin. Vreau mamă și tată care mă asculți să-mi apre frenica asta, nu-i problemă. Încerc să capăt putere de la Dumnezeu mai departe. Amin. Mă preocupi un adevăr. Ești mulțumit de starea pruncilor tăi? Starea în care au ajuns? Ionus? Ionus? Și de ce? Copiii mei sunt la adunare în fiecare program. Da. Sunt, se roagă, citesc. O fac. Dar Biblia spune, ferice de cei înfometați și însetați după neprihănire. Ferice de cei ce flămânzesc și setează după cuvânt. E, când nu voi vedea pofta asta de a ști cuvântul, în fiecare zi, de a perpetua lucrul ăsta, dar nu? Amin. Din când în când un verset, nu, nu? Atunci ajungem la situația de spune Domnul, oameni răi care nu-i cunosc pe Dumnezeu. Vreau să întreb, cunoaște pe Dumnezeu? Amin. Pe tine, da? Dar El vă cunoaște pe voi? Pentru că Biblia spune că El își cunoaște oile, pe nume. El cunoaște, știe că stau jos, că mă ridic, de parte pe toate gândurile. El era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. Tu ai aflat cum se poartă fiicele tale, fiii tăi? Eu nu trebuie să aflu la alții, că știu eu. De ce? Sunt în control. Dumnezeu m-a pus trăjel pe zi și Dumnezeu a zis, nu pota, nu șorta, nu iau. Prima dată pune-mi ei legile mele. Stăm deasupra lor. Ca apoi să vezi roadele. Noi nu le punem în ei, dar vrem să fie oameni mari, oameni înțelepți, și apoi dacă nu fac un trebuie ceva, îi băieți de zăpășit. Câtă prostie! Domnul firea înțelepciune. Amin. A aflat că se curcau femeile care se dușeau afară la ușa cortului întâlnirii. Scump frați, prunci marului preot. Prunci marului preot. Din nou mă repet. Voi sunteți o preoție sfântă. Un neam sfânt, un popor ales. Așa tot Dumnezeu. Noi suntem o preoție sfântă. Atenție! Pe noi vă Dumnezeu un neam de preoți. Toți suntem preoți și preotese. Vreau să vă întreb, ne-am luat noi rolul în serios? Mamă! Îi spui fiicei tale că nu-i adecvată fustaia pentru pesta plimbare? Îi spui că nu-i pune bluza? Îi spui că nu-i pune ținta părului? Îi spui? Dacă nu-i spui, spune la cineva. De ce spune asta? Pentru că numai așa își va însuși standardele de sfințenie ale lui Dumnezeu. N-ar trebui să-i copilul, dacă tu nu-i spui, copilul va înfrumuta ce vede fapt. Și lumea oferă, lumea oferă de smărți, de străbălare, și la ora acolo, lumea e păcat, păcat, adulte. Toată lumea a să nu păcat nimic. Eu vreau să sigur un lucru. Biblia spune, privești, poftești, ai și dragă. Nu să sărușești. Ai privit. Revin la cuvânt. 1 Samuel 2, 23. Eli i-a zis, pentru ce faceți asta?
dacă simți că calcă pe urme naturalnice, îl prinzi la început, reușești să prinzi pulpile mici, că strică bine în floare. Dacă îl prinzi când e târziu, când poate e loc de unul, doi, rămâi și însărcinate, dar îți metod că am mers la maternitate și așa mai departe, vreau să vă spun clar, vorbesc foarte serios, Domnul a pus să predic asta adevărul și îl predic. Că îmi place cu rău, că nu-mi place cu rău. Și vreau să vă spun adevărul adevărat. Te duce la acest astfel de lucruri? Păi intră Valerii, eu nu pun întrebări. Vina mi-o asum. Dacă pruncii mei umblă, ai voi să vină. Nu-i dă vină fratele și sora care mi-a dat cunoștință că tu vei umblă, ai voi. Eu, în casa mea, pe mine m-au preocupat pruncii mei. M-au preocupat pruncii altora. Dumnezeu zice că dacă nu mă îngrijesc de casa mea, îs mai rău ca un necredincios. Și acum mă întreb, poți spune că ai o sumă? Eu și casa mea voi sluji Domnului? Poți? Păi, fraților, dacă nu ai garanția că pruncii vor fi prezentă cu mine și cinci sos soția, nu spune că faci un păcat? Eu am garanția aceasta. Conform promisiunii Domnului, că eu când am căsătorit, Domnul, înainte ca să mă căsătoresc, mi-a spus, vedea o prunci. Și am zis, ce minunat! Dar mă vineam atunci ce va zice soția. Fata pe care o aleg. Dacă o ținut ca atunci. Dar am înțeles atunci când Dumnezeu spune ceva și partenerul pe care ți-l dă Dumnezeu, e el. Și când am întâlnit partenerul și am spus, bă, bun, mă vrei, vrei să-i găsi un bun. Am spus adevărat, trebuie să vedem atunci. Și ce a spus ea? Ce minunat! Așa le mulțumesc copiii. Mă uitam la tine și mă gândeam că ți-l o să plac copiii. Și am zis, eu primesc copiii. Cât s-a zis Domnul? Și eu îi primesc. Și am zis, Domnul, dacă îi primești, eu am zis, să-mi dea forma asta. Dacă nu-i duc în veșnicii, să-mi dea. Dacă mi-i dă, să-mi dea să-i duc în veșnicii. Și am zis, dacă vei asculta și vei urla în creșoșia mea, că faci faptele voia mea, vor merge în veșnicii cu tine. Condiție. Mă uit acum la acest cuvânt. Eli le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Când a ajuns pruncul tău să umbre în desmărți, e târziu. Și de ce? Pentru că tu n-ai luat măsuri de la vestimentație. N-ai luat măsuri de la lipsă de acasă. N-ai luat măsuri că la durare nu merge la creștin. N-ai luat măsuri că nu le-au citești, n-ai luat măsuri că nu se roagă. Tată și mamă, pruncul tău trebuie să-și însușească Tatăl nostru, căciune la Tatăl nostru, încă de micuțel. Și să o rostească cu putere. Amin. Mă uit la un nepoțaș, la meu, micuță, că avea și vorbi, și vrea să-i dau o stare să se roage el la mâncare. Și-o da, las. Și așa cum o spune rugăciunea, și dacă spune oamenii maturi, bătrâni, să se roage ăsta. Nu se roage, nu știi. Vreau să vă spun clar, așa frumos stă unui copil, când poate rosti rugăciunea. Dar ce frumos stă unui preot, un tată, nu? Să rostească rugăciunea sau de prunci? Unde mamă? Pruncii nu mă rugăciunea pentru că nu mă se mulți. Păi nu mă aude, că mă rog tot timpul. Dar, pe mulți nu ne aude. În 1 Samuel 2:23, semnarea noastră de falimire astăzi, și vreau să fiu foarte, foarte concis ce vrei. 1 Samuel 2:23. Repet, El le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. 1 Samuel 2:24. Nu copii și aud spunându-se să voi, nu este bine. Voi faceți de poporul Domnului să păcătuiască. Știți că dacă de pricina mea unul din voi se pierde, Biblia spune, ar fost mai bine pentru mine să nu mă fi născut. Și acum vă verificați. Din pricina ta, tată, mamă, pruncul tău poate e iad, poate e Babilon, pentru că atunci când a fost să copiască, nu l-ai lăsat. Domnul vrea astăzi să fii în firme. Amin. Indiferent că ești bătrân, mai puțin bătrân, tânăr, sau invers, bătrână, mai puțin bătrână, tânără. De ce? Domnul nu vrea moartea păcătosului. Domnul vrea mai degrabă întoarcerea fiecăruia la Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Nu copii,
ce auzi spunându-te de voi nu este bine. Să rămâi tu ca preot când tot Israelul vorbea de faptele fruncilor lui și mai el nu știa. Nu ți se întâmplă și ție așa? Toți spun în jurul tău că fetele tale, fruncii tăi umblă unde umblă. Vrei să spui că n-ai știut că mergi la șocurilor? Că nu vrei știu că mergi la fir? Că nu mergi acolo? Vreau să spun clar, ai știut. Încă te-ai dat bani. Că doar tăți să mă. Asta e politica la cei mai mulți. Doar tăți să mă. Doar nu s-a străcat mai rău ca ceilalți. Vreau să vă spun, pocăința este individuală. Și păcatul este individual. Fiecare care păcătuiește și plată păcatul este? Dar fără plată este? Domnul să ne binecuvânteze. Unul Samuel 2:25. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, ăsta vreau să ne găsesc de aur astăzi pentru voi. Îl va judeca Dumnezeu. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Atenție. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Răspunsul. Totuși, ei n-au ascultat de glasul Tatălui lor, căci Domnul vroia să-i omoare. Scumpilor, după cum au zis? Totuși, pruncii n-au ascultat de glasul Tatălui lor. De ce? Pentru că Domnul vroia să-i omoare. Au ajuns, scumpilor, niște oameni nepădați. Au ajuns, scumpilor, niște oameni pe care Dumnezeu nu mai răbda. Din ce cauză? Din cauza că eu, mare preot de familia mea, tu, mamă, mare preoteasă familia ta, n-am legat. Nu le-am pus în față viața și moartea, binele și răul, binecuvântare și blestemul. Fraților, părinților, suntem datori să punem copiilor noștri în față și binele și răul. Copiii să înțeleagă, băi, dacă fac păcatul ăsta, consecința este moartea. Când ai făcut din altul ăsta? Copilor, mă îngrozește. Totuși ei n-au ascultat de glasul Tatălui lor, căci Domnul vroia să-i omoare. Eu nu vreau moartea păcătosul, zice Domnul. Eu vreau mai degrabă întoarcerea lui la mine. Amin. Pe toți care vin la mine, nu-i voi isconi afară cu mâinile goale. Îi voi ierta, elibera, vindeca, mântui, salva, glorificat să fie numele Domnului. 1 Samuel 2:29. Eu predic cu mare greutate, deci eu fac mai repede puțin, că vreau să fac niște comparații ca cum s-au comportat alți frunci a altor părinți și să vedem ce face Dumnezeu. 1 Samuel 2:29. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se aducă în locașul meu? Și atenție, părinților! Și cum se face Eli, Nathanael, Petrică, Vale și oricare de noi, că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Zice Dumnezeu. Cum se face că tu, tată, cinstești mai mult pe prunci decât pe Dumnezeu? Așa? Ca să vă îngrășați din cele din tâi în bate, luați din toate darurile poporului meu Israel. Cum se face? Părinții își cinstesc pruncii mai mult decât pe Dumnezeu. Îi văd înge. Îi bagă spre păcat oferindu-le lucruri materiale. Vreau să spun, este frecuință și lucruri materiale. Dar prima dată oferă-L pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Și spune-le copiilor tăi, caută mai întâi împărăția și neprihănirea. Și toate celelalte lucruri ți le voi da pe deasupra. Dar noi, mulți, să scăpăm de ei să nu mai streseze, le dăm bani. Du-te unde vrei. Vezi, păsarea nu te tremur. Și apoi, când vii? Și nu te vezi și când mergi și când vii. Crezi că faci un lucru bun? Vreau să spun, oamenii care oferă totul, mașină, casă, bani, distracții, pruncilor vor fi leagă de foc în iar. Leagă de foc în iad. Domnul să-i dea înțelepciune. Amin. 1 Samuel 3:13. Ia
pricina fără de legilor care le-n cunoștință. Și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat fără ca el să-i fi oprit. Scump fras, nu mă încozește! Mă încozesc! Am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna. Din pricina fără de legilor de care are cunoștință. Și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat. Mă îngrozesc! Eu știu că prunc de omul ăla mai bun! Dacă să nu strig relația cu el, nu am curat să-i spun păcatul lui păcat. Vreau să am pace, că vreau să mă bucur de el. Te bucuri așa de el? Dacă pruncul tău este lemn pentru foc, eu nu mă bucur! Cu riscul că vrei de început dușman numărul 1! Spun lucrurile pe nume. Și îmi place foarte mult felul de a fi al lui Dumnezeu. Spune copilului lucrurile pe nume. Nu lăsa păcatul să se îngrămădească, să formeze fi și apoi nu mai e păcat nimic. Cât să bucure copiii când pot să-și facă de cap și tata și mama nu-i place nimic. Păi n-au să faci ce mai ușor, zice că le-am luat înainte, dar ce eu să mai... Vreau să spun adevăr, nu mai are ce face mama și tată. Dar unde-i Dumnezeu tău? Eu cred în adevăr, când eu nu mai am ceva ce ia să-i urc care am. Și când eu zic că nu mai pot face nimic, poate e tot. Gloria lui. Și el și tot face cu el. Se pune acolo de vreo modelat. Și din bază la frumos, care se vede frumos și valoroasă, o să rând. Și o pune acolo într-un pat. Și acolo e de vreme să gândească. Și vreau să vă sigur de adevăr. Am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna. Din pricea prăgărilor. Nu știi că pruncii tăi păcătuiesc? Nu știi că umblă haibui? Vreau să spun, toți știi. Dacă să nu strig relația cu el, nu-i spun că dacă s-a întoarce, se întoarce. Și că se va întoarce când îi spui. Și când îi spui, prima dată îi spui cu dragoste. Ce de Domnul, fie familia de unii, până unde? Urât și cămașa muncii trebuie sânge. Alții sunt mulcându-și din foc. Dar dacă vezi că nu se merge cu bună, cu bine, trebuie apela la astreală. La astreală. Dumnezeu spune că crucul lui Iaua, ce va fi el? Scoate-l pe vieții. Deci acum, s-o facem la 20 de ani. Dacă merită, ci bătăile până la rană, pe strială de bunilor. Astăzi, multe vindeca. Trebuie dus la rană. Proverbe sunt nici la cuvântul ăsta. Și mă uit acum, mijloacele de ridicare, să bătăie până la rană, bătunecul. Am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru doamna, din care legii, de care are cunoștință. Și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat. Fără ca el să-i fi oprit. Scumpe tată, tare mă tem că într-o zi, atâția părinți și-or smulge părul din cap, și-or duce, dacă știam că pruncul ajunge în iad, făceam ce puteam pentru ei. Poziția lui ei nu-i poziția mea. Poziția mea este, chiar dacă pruncul meu în iad, am putere să mă rup pe burtă jos, să vedeți un post rugăciune, milă de ceală, și să caut să-L întreb pe Dumnezeu să schimbe planul. Ei, face un lucru greșit. El acceptă soarta. Și greșeala asta nu vreau să facă niciunul de noi. În 2 Samuel 1.16, cuvântul de așa. Și David a zis, sângele tău să cadă asupra capului tău. Căci pura ta am adus-te împotriva ta, fiindcă ai zis, am omorât pe unsul tău. Am luat o comparație ca să vedeți altfel de familii cum se comportă. David, în urma păcatului, Dumnezeu spune despre el, toată viața, sabia Domnului, nu se va depărta din casa ta. Pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului ce-ți facă? Ce-ți facă? Să-l iasă.
și celălalt, Eșpan, Abinadab, au murit pe câmpul de luptă fiii lui Saul, trei prunci Saul pe lună, și au venit cu cruna pe cap, una pe mână și pe țara, la David și-a spus, eram pe câmpul de luptă, acel amalecit face o declarație. Deci am întâmplat pe Zătos aici. Pentru că minciunea se taxează cu toate pe Dumnezeu. Mințăși, moarte. Acel om a luat cununa de pe capul Saul, brățară la nau Saul, și-a venit la David în tabără. Și i-a spus, David, eram pe muntele Bilbao. Acolo, poporul evreu a murit. Și acolo l-am găsit eu. Pe Saul, care stătea focit în sulița lui. Era încă plin de viață. Și Saul mi-a spus, spunea acesta că David, mi-a spus, ucide-mă ca să nu vină acești filisteni să se mă ajungărească. Și eu am luat sulița și l-am omorât. Și David știa că era proroc. Că nu era omorât. Că Saul a venit pe câmpul de luptă omorât de filisteni. Adică s-a omorât el singur, că el s-a fie singur, împreună cu sluga lui. Dar vintele astea părinților. David a zis, sângele tău să cadă asupra capului tău. De ce? Tu ai declarat. Tu ai spus că tu ai omorât pe Saul și acum ai răscumnat și corona și brățara. Căci gura ta a mărturisit împotriva ta. De câte ori mărturisim noi împotriva noastră? Ce rău îi faci tu Dumnezeu când minți? Ție-ți faci rău. Nu Dumnezeu. Că Dumnezeu vede minciul te omoară. Anania și Safira, de câte ori minți? Cu atât ați vândut moșoara? Cu atât? Cum? S-a putut naște în voi gândul acesta, zice Petru. Să-L mințiți pe Dumnezeu. Și în clipa aceea pentru că l-a jumuit. Sângele tău să cadă asupra capului tău, căci cura ta a mărturisit împotriva ta. Când mințesc, scumpul meu, care mă asculți, tu, de fapt, te expui morții. Învață lucrul acesta. 2 Samuel 7, 29. Binecuvântează, îi place acum felul lui David de a fi. Că mi-e așa cu la ce să mă învăț. Eu acum mă învăț, de fapt. Care dintre voi știți să rostiți o binecuvântare peste casa noastră? Să vă dați și mie. Că vă dau chiveți? Hai că știți m-am stat. 2 Samuel 7, 29. Binecuvântează, dar casa omului tău, ca să dăimească pe cei înainte ta. Ca să dăimească pe cei înainte ta. Ce frumos, nu? Căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea ta, casa omului tău, va fi binecuvântată pe vecie. Ce frumos! Învățați-vă toți la bărbaților și binecuvântați-vă casele, binecuvântați-vă nevestele și pruncii. Pruncii voștri cu lipsă de binecuvântări. De câte ori ați fost binecuvântare peste prunci? Vreți să ne probabil că ați fostit. Dar Domnul vrea să rostim binecuvântări? Amin. Domnul să ne asculte! Amin. Binecuvântează casa Domnului tău, te deci. Domnul să ne ajute la aceasta. Unul împărați, 17:24, un alt model. Cuvântul acesta îl găsim. În unul împărați, 17:24. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum. Cine e femeia? Văduva din Sareptea Sidonului. Dar este greu pentru că mi-a intrat cuvânt. Și vreau și pe voi să vă îndrezesc, să-l citiți și să-mi ieși ce frumos în cuvântul. Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Ce știe satul despre tine? Ce știe familia despre tine? Ce știe colegii la lucru despre tine? Ce știe biserica despre tine? Că ea spune, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Când vorbești adevărul soră? Frate, când îl vorbești? Pentru că în momentul când Domnul vrea să salveze familia lui Lot, din Sodoma și Gomora, și Lot spune cinelor lui, ieșiți din Gomora, Sodoma, că Dumnezeu îi ucește. Jinele lui n-au ieșit, crezând că Lot glumește. Că Lot glumește. De obicei sunt bărbați care glumesc mai mult decât vorbesc serios în casă. Și nu știi când vorbește serios sau glumește. Sunt femei care dintr-un milion de vorbe care pe zi
inima noastră cu adevăr. Credeți că vorbesc prostii? Cunosc acum că ești un om al Dumnezeu. De ce? De ce? Dumnezeu, Domnul zi! Că până va fi ploaie pe pământ, vei avea de mâncat și tu, și pruncul tău, și eu. Că unde lemnul de ulcior și puțină făină de oală, nu vor scădea. Și-au făcut 3 ani și jumătate din făina aceea și din unde lemnul acela, torte pentru ei tăstrii și tot s-au de mâncat. Până Dumnezeu la ploaie. Eu fac referință doar la câte un verset, pentru că vreau să vă prezesc foamea, știi? Amin. În 1 Corinteni 8:36, în clipa când se aducea jertfa de seară, propriul Ilie s-a apropiat și a zis, haide că mă opresc el, tras tu, bărbatul lor, vine să rugăceam Ilie. Cum a ce rugăceam Ilie? Hai să-l citesc eu. Domnul Dumnezeu a vrut Isaac și Israel. Fă să te știe astăzi că tu ești Dumnezeu. 2. Că eu sunt slujitorul tău și toate le-am făcut după poruncile tale. Mai departe. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă! 1 Împărați 18:37. Pentru ca să se cunoască poporul acesta că tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Rugăciune scurtă, consemnată 2 versete. Ce frumos ar fi ca unul dintre frații lor, duminica viitoare, să zice aici în public și recite. Frumos. 1 Împărați 18:36. Atunci a căzut foc de la Domnul. Peste jertfă. N-au prins lemnile. Au prins jertfă. Prea doar jertfă, apoi lemnile, apa, sămânța și s-a uscat și pământul celălalt. Vedeți? Când cade foc de la Domnul, înseamnă că jertfa pe care tu o faci este primită, mistuită de focul dragostei lui Iisus. Dar cât ai lăsat ceva jertfă? Păi frate, cred că nu-ți datoare să duc jertfă. Eu cred că-ți datoare să teau. Eu stau cu mâna pe jam și pe ușă ca să mi se pună mâini jertfă. Nu, nu. Că ești sărac, că ești bogat, ești datoare să duc jertfă. Că Dumnezeu l-a dat preț de răscumpărare pentru mine și pentru voi, ce-a fost mai scump, ce-a fost mai drag? Pe cine? Pe Iisus Hristos, glorificat să-i filmele. Amin. Când a văzut tot poporul acesta, au crescut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevărat Dumnezeu! Domnul este adevărat Dumnezeu! Vă întreb, nu l-ai văzut pe Dumnezeu în casa ta? Cred că l-ai văzut. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Așa cum l-a împărat cu Saul, pun o întrebare, înainte ca să vorbesc și vreau să le puțin. Saul, pentru ce păcate s-a făcut vinovat de la Dumnezeu? Știți? Sunt niște lucruri foarte elementare, mici. Hai să vă sunt încordați. 1 Cronici 10:13. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul. 2. Al cărui cuvânt nu l-a păzit. Și pentru că a întrebat pe cerul sfatul celor ce cheamă morți, 1 Corinteni 10:14, n-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția la Domnului David, fiul lui Șai. Cine l-a omorât? Domnul. Cum îi spune Domnul e bun frate? Nu, nu. Domnul omoară. Domnul învie. Domnul dă boală. Domnul dă vindecare. Și acum întreb unii dragi. Că pe cineva nu se aud că dracul chinuiește. Fără aprobarea Domnului nimic. Nimic. Domnul a trimis pe satana la David să-l ispitească. Să facă numărătoare poporului. Și David face numărătoare. Pe păcatul ăla și-a
definează acest cuvânt pe care eu îmi place să-l iau întotdeauna. În Cartea 1 Împărați, capitolul 3, acolo Biblia spune că în locul lui David, la succesiunea conducerii poporului evreu, a ajuns fiul său, Solomon. Și Solomon, când era la începutul vieții lui, era un om foarte pocăit. Un om foarte pocăit. Primul lucru pe care îl face Solomon, după ce ajunge să fie înscăunat, și care face? Merge la Gabaon să aducă pe altarul Domnului 1000 de arderi de tot. Și în momentul în care Solomon aduce 1000 de arderi de tot, ceea ce a făcut nimeni până atunci, noaptea în vis, Domnul vine la Solomon și spune: cere ce vrei să-ți fac. Și atunci el, foarte sincer, spune: sunt un tânăr plăpând și neîncercat. Cum aș putea să conduc acest popor atât de mare ca stele cerului și care zic cu mării? Dă minte înțeleaptă și pricepere ca să pot conduce poporul acesta atât de mare. Ne uităm la dialogul ăsta din 3.3 până la 3.14. Eu am spus ca să nu citesc toate versetele, dar mă opresc acum la versetul 9. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească bine de rău, că cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta, așa de mare la număr? 10. Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Și am uitat răspunsul Domnului. 11. Și Dumnezeu a zis: fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea pentru fașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci răspire, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută. Vreau să mă asigur ce Dumnezeu a spus, e dat. Dar uitați-vă la versetul 14. Și dacă vei umbla, aici este adăugare, și dacă vei umbla, pentru că Dumnezeu știa că Solomon are să se strige. Și dacă vei umbla căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David tatăl tău, îți voi lungi zilele. Vă verificați acum. Așa e un om sincer? Un om pocăit? Nu? Cere trăciuni, ți-ai începe. Și pe semnul e dă. Dar la ce i-o folosit? Scumpilor, la ce i-o folosit pentru că mă îngrozesc? Dacă mă uit lucrurile acestea, în Împărați 11, capitolul 11. Cuvântul Domnului spune așa. Versetul 1 începând până la versetul 11. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine afară de fata lui Faraon, moabite, amorite, edomite, estoniene, hetite. Cum se face, scumpilor? De la un om care vine înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu se revelează, îi vorbește, îl asigură de bunăstare, de protecție, de ocrotire, de binecuvântări materiale, nu au fost nimeni înaintea lui, nici după el. Și imediat după aceea să fie târât de iubire la fie popoare păcâne, spre care Dumnezeu a spus să nu te împuscrești cu el. Mă uit în Cartea Deuteronomului, capitolul 17, dar versetul 14 la 17, cuvântul Domnului spune așa: și împăratul pe care te pune peste tine, în primul rând, să fie din poporul Domnului. 2. Să nu aibă multe neveste, ca să atragă inima către lume. Să nu se întoarcă regii, ci să nu strângă mari grămezi de aur și argint, și să nu facă negoți cu care și cani. Și să o pune ca când ai fata principiile acestea. Nu numai că șef cu fata la Faraon nevastă. Să îi puscrește cu toate poporile pe care Dumnezeu să le micească poporile între ei. Și ajunge să aibă 700 de creații împărătești și 300 de țitoare. Din ce cauză? Târât de iubire. Ceva ce e de fapt? Nesocotește. Pe cine? Pe Dumnezeu. Și vreau să vă uitați aici. Cuvântul Domnului spune așa. Când a îmbătrânit 11 cu 4, Solomon, nevestele
plecat inima spre alți Dumnezei. Și inima lui nu i-a fost în totul a Dumnezeului tău. Cum fusese inima lui tău, tată. Solomon, și aici, păcate, s-a dus după Astartea, după zeița Silonienilor, după Mircum, urginea Moriților, și înșiră aici. Și cel mai grav, face de fiecare vârf de deal sau munte, altar, în cinstea fiecare neveste, și s-a închină înaintea lor. Acum vreau să vedeți imaginea aceasta. Calea, adevărul și viața este? Iisus. Iisus. Calea asta este îngustă și urcă în sus și se termină în fericirea lui Dumnezeu. Când apuci pe calea aceasta, vreau să te asigur că următorul de vără, în dreapta, în stânga și în urma ta de lume. De pe calea aceasta, Iisus, poți să ajungi în orice clipă în lume. Și finalul tău să fie finalul unui om lepădat. Vreau să fii foarte atent. Solomon primește garanția, asigurarea din partea lui Dumnezeu și spune cererea ta am ascultat-o. Și pentru că nu ce bogăție faină, nu ce moartea vrăjmașului, nu ce viață lungă, ci ce înțelepciuiești și ce vrei, spune, acestea ți-au fost date. Și pe deasupra îți dau bogăție cum la unire. Îți dau împietate cum la unire. Nu? Și l-a reforțat ceva? Mulți dintre noi cerem. Și mă uit la tine. În primul rând, tine îmi visează să vă duc cu mersa. O mergeți. Să ai o vilă. Să ai pe nevastă ca în povești ca o zină. Și ei nu știu că aceste lucruri de fapt este spre micile lor. Am întâlnit persoane care nu visau cea decât o mașină specială, chiar dacă obțineau și pe mijloace necinstite, că nu aș putea cu cei o fată. Și am zis, bă, o fată care se mărită cu unul care are un merțan și gol la cap, fără minte, e mai proastă ca tine. Eu consider că înțelepciunea face mai mult ca avuție. Eu consider că statornicia, credincioșia face mai mult ca bogățimea lui acesteia. Mulți vor să iasă la rampă că ce-au ei. Știi unde se vede ce-au? Când pui la control bila. Aici, dacă e Dumnezeu, omul ăla nu caută mașina, nu caută să câștige inima unei fete prin vedea ce am eu, ci caută să o convingă prin viața lui. Că de fapt este locuit de Dumnezeu, este reședința Duhului Sfânt și că Dumnezeu lucrește la locul lui. Și vreau să vă asigur, fratelor și băieților, că vă măritați, vă surați, dacă o faceți după mașină, după casă și apuțin, atât să-i căsătorie. Atâta și țin. Astăzi sor și mâini divorțez. De ce? Mașina nu ține loc de pace. Mașina e loc de discordie. O să auzi reproș, o să zică, n-ai avut nimic. Eu am avut tot, tot nimic. Frumos e când se căsătoresc doi tineri spre zgon. Cum a fost și eu, doamne frumos. Când n-ai nimic, nici el, nici tu. Și atunci nu mai poți reproșa. Când mă uit la mine, tot avea cu mine. Când se uită la ea, tot avea cu ea. Și soacra intră în panică. Dar cum vi se înțelege doi goi flămâni și lipsiți? Și pe deasupra și astfel. Foarte iuți, foarte nervoși. Zic, nu știa este viață. Dacă avem mortăciuni, nu-i viață. Dacă suntem iuți, înseamnă că e viață. Și soacra se temea că eu încerta cu tine. Și m-a văzut câtă dragoste era între noi și cum mergea familia noastră. A zis, privirea mea nu a văzut bine. Ce vă dau asta? Vreau să zăbărim de fica mea, fiul meu, cu orice pres cu ăla, care nu te pun în sat. Nu vezi ce cămăra are acolo. Nu vezi ce patoza are acolo. Nu vezi ce tractor are acolo. Nu vezi ce poziția are în funcție. E la primărie, că acolo și el în păsirie. Vreau să vă asigur de eșec total. Căsătorie ratată. Dacă te căsătorești cu cineva, nu ca să o luăm nou, tânăr de iubire, firească. Să luăm o locul să arată scrisă
nici frat, nici rob, și de Iosif se ocupă Dumnezeu. Și dracu nu doamne, fraților. Nevastă lui Potifar, s-a îndrăgostit de el, văzându-l tipe și frumos și arătos. Și merge la el și spune, culcă-te cu mine. Și vreau tinerii noștri să ai puterea lui Iosif și tinerile noastre. Și Iosif îi spune, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Stăpânul meu mi-a dat totul pe mână, afară de tine, căci tu ești nevasta lui. Cum aș putea să păcătuiesc? Și pentru că a devenit imun la păcat, a ajuns să fie întemnițat, pus în lanțuri scumpilor, pus în lanțuri, un om fără păcat. Mă uit la un om al lui Dumnezeu, care știa că va costa viața Daniel. Când s-a semnat acea scritură, că timp de 30 de zile, nimeni să nu se închide altul Dumnezeu afară de Nebucadnezar. Și în momentul acela, Daniel și Dumnezeu s-a semnat scritura, au mers și au deschis ferestrele către Ierusalim. Și ca și până atunci, în fiecare zi, genunchiat de 3 ori pe zi, cine se ruga cui lui Dumnezeu? Ferestrele deschise. De trei ori pe zi, dimineața, la seara. Și intră nemăritor în casă și vede să facă rugându-se. Și merge la împărat și împărat, n-ai dat o poruncă? Ca timp de 30 de zile o să vină lui Dumnezeu să fie rugat de la măcolei pe alta? După legea de vreo nu se poate schimba. Și a zis Darius. Darius a fost al seară la mea, că știa că e Dumnezeu. Și în momentul în care la lumea de la Levi rămân cu gurile închise. În groapă era Dumnezeu. De ce? Pentru că Daniel nu era greșit. Nici în fața lui Dumnezeu, nici în fața împăratului. Și Daniel a primit laude atunci. Eu vreau să vă spun, merită să-ți păstrezi imunitatea, să rămâi sfânt, merită, cu orice preț cu eu. Vreau să vă spun clar, de ce folos v-aș putea fi eu vouă, dacă vedeți Evanghelia pe un Hristos, și ajung iar. Eu ajung iar. De ce folos? Pentru mine a folos, m-am zis. Pentru că am de ce am mărut? Ca nu după ce am vestit altul la Evanghelia, eu însumi să fiu lepădat. Și de ce mă preocupă? Pruncii tăi, soția ta, soțul tău, știe că înțelepciunea care vine de sus este curată, este pașnică, este plândă, este ușor de duplecat. Înțelepciunea aceasta este din Dumnezeu. Cealaltă, care vine de aici, este pământească, firească și drăcească. Pământească. Omul e frate de pământ. Pe omul îndrezează să cucerească teritorii. Să aibă câte mult cu noi pe sară de foc. Firească. La firea asta, mâncă și vrea sufletul. Mâncă sufletul. Vreau să vă întreb ce înțelepciune demonstrați când veniți la adunare și mâinile pe stradă sunteți cu milume. În familie suntem cu milume. În relațiile noastre cu soție suntem cu milume. Ce demonstră? Într-o zi vei da socoteală. Voi da socoteală. Unde este care cercetează inimile și te dă și și el va scoate la lucruri care se par nouă astupate bine, le va scoate la interval. Nu te crede de acesta. Într-o zi ți va pune sub ochi, va trebui să dai socoteală pentru toate lucrurile pe care le-ai făcut în trup de trei ani. Și acum te întreb, dacă tu pentru familie ești o spaimă, când intri în casă ești un fulger, tai fund. Frate drag, soră drag, că sunt și femei, când intri cu câmpa într-o parte, legată așa că te-o vrei, timpul ăla nu știi că te zăbești. Și pleacă, că ești în voi. Bărbat seara, când îi vezi că vine cu spate înainte, e clar că trebuie să-ți băceam și ceva să-și dai păcânt. Se clar că nu-i dă chimițe. Și-o pierdut minte care e care sală. Cu spate sau astăzi. Ca să țină minte, adică cu ochii Sfânt Dumnezeu. Amin. Numai la care știi că mână ochii Sfânt Dumnezeu vine minte. La care stau cu ochii pământ, nu-i din minte. Și care nu au ochii eu. Și mai mult să te cază pământul ăsta. Am luat și duminica, și ziua, și noapte, cu nervii pe pământ, ca să câștigi ce opită. Când Domnul spune că la mine primi să te prime acum. Ca în somn. Domnul fie să vă și-l dat. Amin. Revin la versetul 11. Și Domnul a zis lui Solomon,
Fiindcă ai făcut așa, așa, și n-ai pus legământul meu și legile mele pe care ți-am dat, voi rupe împărăția. Unde îl găsim pe Solomon? Pe talpa aia lui. Vreau să vă asigur în adevăr. Dumnezeu n-a amestecat dulceața cu amărăciunea, lumina cu întunericul, adevărul cu minciuna. Nu. Dumnezeu este tot lucrurile. Da, da. Amin. Și dacă bine am luat seama la ce a fost zic, cum se era frumos să fim chiar frumos, nu? Adică, care din noi nu suntem înțeleți? Suntem. Șeferul lumii. Că se e ca să Dumnezeu cu zeptimii, nu? Șeferul Dumnezeu. Dar frumos este, și încheie povestea foarte frumos care îmi place mie, copilașilor. Pentru care și iar sufăr durerea nașterii. Până când va lua Hristos chip în voi. Hristos în voi? Nărbeștea slavii. Galateni 4:19. Copilașilor, până când va lua Hristos chipul în voi? Vreau cei care n-ați încheiat de mine. Hristos a luat chipul în voi. Grăbiți-vă! Iisus este pe noi! E aproape Iisus pe noi! Și orice ochi îl va vedea. Și a cei ce l-au străpuns. Ferice va fi de cei care acum ascultă și se grăbesc să încheie de unde viață cu El, ca ziua aceea se găsească cum? Îmbrăcați în haine subțiri, 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 sub